copii, dar am zis copii la Linda și tot la alte, și m-am mai văzut câțiva tineri antreprenori români de aici. Eu sunt Alexandru de la Adobe. Lucrăm cu Outlook acum să încurajăm antreprenorul România. Sunt aici cu Bogdan și Mihai. Bogdan e fostul meu partener și actual coleg la Interact și Adobe. Dar întâi să vă cunosc așa, câți dintre voi au un startup? Deci cam jumătate sunteți... Câți dintre voi vor să facă un exit în următorii 2 ani? Eu și Bogdan suntem din orașul Vaslui. Știți orașul Vaslui unde este? Și de mici ne-am cunoscut la Casa Pionierilor, făceam programare. Dă-i să mă spun, nu trebuie să... Pentru 20 de ani ne cunoaștem sau ceva. Și de la Casa Pionierilor, nici nu știți ce era o parte de linie. Ok, Casa Pionierilor era un fel de există, clubul elevilor, acum nici nu știu dacă mai există. Ok, dar ne-am cunoscut la Casa Pionierilor, am început cu concursul, eu aveam un defect tot timpul ieșeam la Olimpiadă pe locul 2, cu care m-a frustrat, toată viața sunt în continuare frustrat. Body, în schimb, care a venit în lumea, e cu 2 ani mai mic. Zic, era fiindcă l-am ajuns în facultate din urmă, nu le vedem cu 2 ani mai mic. Body, când a venit, fiind mai bun la rezolvat probleme, am zis, hai să-l învăț și eu pe Body tot ce știu, a avut și niște profesori mai buni și Body a luat premiul întâi la Olimpiadă, dar să mai măcar și 3 și menționi și ce mai departe. Și am luat și un pic din chestia asta de vedere și am mă simt bine, fiindcă Body a luat locul întâi, eu n-am luat să mai locul 2. Și în clasa nouă, așa 10 ani, se pare că am luat și pe 3, pe județ și n-am ajutat mai departe. Dar un lucru bun, pentru că am avut un jurat de oameni ca Body și colegii lui după la Naționale, care ne-au ajutat să vorbim o companie Interact. Dar ca idee, 95 și eu am venit la București, mie mi-am zis toată lumea, voi zic buzetul la București din Vaslui, asta e cultura. Orașul ăla te va mânca, să nu mai vii și vine acum, serios, de real, o să te mănânci troncuri, prostituții, mutării, frate, e groasă. Eu când eram mic arătam ca Frank Zappa așa, aveam părul lung, deci probabil că forecast-ul viitorului meu era pe părul lung, nu? Mult mai lung, că l-aveam și un pic mai mult, dar nu erau campanile atât de bune. Și forecast-ul carierei mele era undeva foarte jos și mi-a dus de doar o coastă de piesă. Am venit aici, până la urmă am intrat la filiera franceză și la filiera engleză. Astea sunt în Politehnică niște chestii, deci am intrat la automatică. Dar la filiera engleză și franceză, astea sunt niște... Cine? A, e cineva la filieră dintre voi? Să face Body. Body l-am adus, el nu știa nici franceză, dar era bună informație, restul noi n-am mai contat și am învățat franceza. Știți unde se învață cel mai bine franceza? Sau alte lipsuri. Unde? La cafea? Nu, în Franța, da? Așa. Am început, m-am dus în Franța, am început pe acolo să văd ca ideea. Când m-am întors, aveam un coleg, Sergiu, prieten, care era la Harvard, a terminat Harvardul. Și el sunt român și era la Harvard, s-a întors unii, hai să facem un business. Body noi un business, contextul internet service, în 96, vreau să vindem internet și site-ul și asta. Până în 96 nu prea știa cum e cu internet. Mergeam, aveam oameni de vânzări, trimiteam pe la diverse fabrici, rungeau la poate și spuneau, suntem băieții, vrem să vindem niște internet. Portați, domn director, de la internet, băieții au venit să discute cu dumneavoastră, deci trist. Failure complet această companie, am fost... pierdut basic de 2 ani din viață, dar destul de interesant, că am învățat așa, mi-a aducea reviste, Sergiu, din... Era greu să ai acces la informații, mă, era internet, dar greu. Prea găseai cu dial-up, cu astea. Cu primul ziar online. Făcut primul ziar online, care schimba mâine și care avea știrile din ziarul de ieri, basically. Dar era mult la vânzări. Care-i treaba cu filierele astea, mi-am dat de seama după aia? Știți că deficitul de 500.000 de programatori pe care avea Uniunea Europeană? Filierea franceză este o agenție de recrutare în România, pe talent în IT. Și filiera engleză. Potem? Exact. Deci atrage oameni de știință să se ducă să lucreze în zonele cu dezvoltare economică mai mare. Am pornit în consorțiu cu când? Exact cu o lună înainte, 3 luni înainte se poate să întâmple Crash.com. Că noi nu știam că noi fiind cu programarea cu asta, noi ne uitam. Linux, compilam kernel, la asta era pasiunea, să ne compilez un kernel. Stupid, complet, vă spun sincer. Dar, când a venit criza, ne-am văzut deodată, fără să ne dăm seama ce se întâmplă, că nu citeam ziarele decât de tehnologie, ce s-a mai întâmplat în lumea tehnologiei. Și prea ne-au zis, pac, au dispărut, au dat afară pe toate, Body s-a întors să fac, trei firme, tot vor să cere, cum e, super bine, gata, am găsit, mai facem, toate, ne-am văzut, pac, toți ne-au dat afară.
zis, ok, ce ne face mai bun, că eu îmi dăsem demisia, mai aveam servici, aveam chirie, stăteam undeva. L-am găsit pe un francez. Găsit pe un francez care, el era tot în proces de dat faliment și trebuia și el să-și ducă costul, pe care a zis, băi, vă angajez, lucrați pentru mine și vă țineți în chirie la mine, undeva prin, pe lângă universitate. Am păzit pe săptămână pentru el și ne dădea chirie. Da, ne dădea chirie. Am stat acolo, am lucrat body la început cu el, după aia am plecat și eu de la servici, m-am mutat și acolo, am stat acolo vreo lună, a dat faliment. A zis, băi, dau faliment, luați voi, dați-mi știi cât puteți, luați voi, tot eu plec din România, m-am săturat. A plecat, ne-a dat niște calculatoare și ne-am mutat în Valea Lomiței, la un apartament cu două camere, unde am stat vreo 2-3 ani, încercând să facem autorizare. Am găsit o firmă care, deci ne-a recomandat decanul de la departament, cu unor elvețieni care vreau să facă elături pentru industrie de confecții, care pe vremea aia, anul 2000, era foarte în focă. Pentru noi ne-am apucat și am făcut un elături cu PHP, Ajax, niște nebunii foarte inovative din vremea aia, PostgreSQL, proceduri stocate, super elături cu PDF, generatoare de PDF, am făcut o super complicație pentru fabrica de confecții. Care încă e în producție. E încă în producție, deci... și fabrica cred că încă mai face confecții, deși între timp și-au construit niște birouri și ne-nchiriază că confecțiile nu mai merg în România. Greșeala pe care am făcut noi când eram mici a fost că niciodată n-am cerut bani de la nimeni. Mi-am zis, nu știu, nu știam, era cam frică cu bani, cum ai zis, nu știam că există credite, visibile, investorții, angel investors, nu a apărut să-i concepă, sau nu a apărut să-i în România. Sigur că era în state, în România nu prea erau, cine era? Era cine prea era? Nu existau nici exituri, nici nu știam ce înseamnă exit. Tocmai să se tot crește. Oricum, era o abundență de talent. Deci luam oameni, majoritatea oamenilor buni pe care i-am adus, pe toți colegi de-ai noștri, că în principal am angajat colegi, care e altă greșeală, fiindcă de obicei am angajat colegi, dar noi eram vârfuri colegii noștri, deci colegii noștri nu erau mai deștepți decât noi, decât pe unele domenii. Deci pe business n-am angajat pe nimeni, asta e altă greșeală. Dar, bootstrapping, tot timpul am zis, hai mă, că reinvestim noi tot și nu avem nevoie de niciun împrumut, nu mergem la nimeni de cât. Dar și-am adus foarte mult talent, că toată mea se faliment și am adus oameni la un sfert din salariile pe care aveau înainte când era dot-com boom. Și probabil că dacă ați cumpărat apartamente în 2008, știți ce înseamnă să scadă lucrurile foarte mult. Pentru mine a fost un avantaj. Web-ul este un eveniment, se va desfășura pe 34 noiembrie la Intercontinental, la București. Este, credem noi, cea mai importantă conferință pe zona de antreprenoriat și business de web din Europa de Est. Avem în cele două zile 24 de prezentări și paneluri pentru care am invitat peste 20 de invitați străini din cele mai importante hub-uri tehnologice din lume, precum Londra sau Silicon Valley. Un eveniment de excepție pentru toți cei care vor să înțeleagă cum se dezvoltă proiectele pe web, cum se dezvoltă afacerile pe web și pentru toți cei care vor să vadă cum ar urma să se dezvolte web-ul în anii următori. Am ajuns aici construind o firmă de la zero, efectiv împrumutând 1000 de dolari de la un prieten și ajungând la o cifră de afaceri de câteva milioane de dolari, e concretizată cu vânzarea firmei către Adobe Systems. Și le-am prezentat povestea mea, învățămintele pe care le-am tras de-a lungul acestei evoluții a Interact și, în principal, câteva sfaturi pentru ei ca să devină antreprenori de succes la rândul lor. Care au fost sfaturile de succes în acest? Cred că foarte important a fost să avem o viziune ambițioasă de a nu face outsourcing, care outsourcing nu este un business scalabil și nici de viitor, ci să încercăm să creăm produse pe care să le vindem în lumea întreagă. Și având această viziune, am crezut cu tărie în ea, am folosit un pic outsourcing-ul la început pentru a finanța dezvoltarea de produse, dar apoi ne-am concentrat exclusiv pe produse. Cred că asta a fost factorul de succes, focusul pe un gol greu de atins, care includea și vânzarea către macromedia, de fapt, și Adobe, focusul către acest gol și munca susținută pentru a-l atinge. Am văzut și astăzi multe mulțumimete în sală și multă energie și pasiune pentru software și pentru business și de aceea și fac astfel de prezentări către tinerii antreprenori, ca să le insuf cu pasiunea, să le povestesc în greșelile mele și să-i văd și pe ei reușim la rezolvare. Ca și viziune, ca și planul de viitor?
Comentam cu Luca Dobe România, de când am rămas, ne-am poziționat Adobe România ca un campus în care facem dezvoltarea următoarei generații de produse Adobe, orientate în special pe partea de web. Și sunt foarte împlinit, nu numai că echipa a crescut de la 30 la aproape 200 de oameni, dar și realizăm produse care sperăm noi să miște web-ul înainte. Și consider că sunt destule oportunități în Adobe, fiindcă jucăm în liga mare cu companii de genul Google, Microsoft și Apple, sunt destule oportunități în Adobe să facem un impact la scală globală și asta sper să înainte. Un motiv pentru care sunt aici este și prezența noastră la How to Web, prima conferință de antreprenoriat din Estul Europei, unde Adobe este sponsor principal și prin care încercăm nu numai să dăm sfaturi antreprenorilor, dar și să atragem o parte din talentul lor să vină să lucreze alături de noi, să facă business pentru Adobe din cadrul Europei. Pe piața din România, factorul principal care ne încetinește este lipsa unei cantități de talent destul de mari. Noi încercăm să atragem doar cei mai buni computer scientist, deci programator, dezvoltator, product manager din piață, iar în România sunt puține firme de unde putem atrage și facultățile, nivelul de calitate al absolvenților facultăților de profil a scăzut din nefericire și cam acesta este singurul factor, urmat pe locul 2 de contextul politico-economic foarte schimbător și defavorabil business-ului în general. Deci ne așteptăm acum la diverse mișcări politice sau fiscale care o să dezavantajeze business-ul și cam aceste două sunt singurile lucruri care ne împiedică să facem business în România din punct de vedere al dezvoltării de software. Pe plan global, Adobe are diverse challenge-uri, lumea se schimbă din ce în ce mai mult, se tranziționează de la desktop către mobile și tablete și acestea sunt lucrurile către care ne concentrăm eforturile pentru a ne redefini ca și business și a deveni un business care la ora actuală avem 27 de ani, dar sperăm să avem multe alte zeci și ceva ca și business. Deci, ca să dai o concluzie, întâlnirea de astăzi a fost una de succes. Și vor urma și altele? Sper să vin în continuare, să-mi am onoarea să vorbesc în fața unor tineri și să îi ajut să ajungă mult mai bine decât mine.